Primăria municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din localitate oferă o nouă surpriză plăcută melomanilor. Astfel, duminică 24 octombrie, de la ora 19, iubitorii de muzică de calitate sunt așteptați la sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva la concertul cameral Oglinzi, susținut de chitaristul Costin Soare și de violonistul Valentin Șerban. Am bucuria de a vă invita duminică 24 octombrie de la ora 19 în sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean la concertul cameral Oglin, ai cărui protagoniști sunt chitaristul Costin Soare, unul dintre cei mai activi și apreciați muzicieni români, și violonistul Valentin Șerban, concert maestru al Orchestrei Române de Tineret, recent câștigător al concursului internațional George Enescu. Un concert cameral pe care nu trebuie să-l ratați. Așadar, va fi duminică 24 octombrie la concertul cameral Oglin la Centrul Cultural Drăgan Muntean. Pentru cei care doresc, invitații se găsesc până vineri la ora 16 la Centrul Cultural Drăgan Muntean, dar și în ziua concertului până la ora începerii acesteia. Accesul la spectacol, în limita a 50% din locurile disponibile, este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de imunizare. De asemenea, participarea este permisă și persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu COVID-19.